Avut parte de o educație strictă din partea părinților? Aveați un anumit program de școală, de timp liber? Era totul organizat? Era, vința asta, da, era tot organizat, fiindcă așa era viața în acea perioadă. Deci nu cred, n-a fost un regim foarte strict, dar un regim foarte organizat, da. Erau foarte clare momentele în care aveai timpul liber. Canalizarea principală din partea părinților era spre studiu, în permanență, și acum aud glasul tatălui meu, spune-mi, trebuie să înveți, dacă vrei să ai parte, trebuie să ai carte. Dacă nu, rămâi așa undeva, izolat de lume și nu vei face nimic în viață. Și a avut un rol important și tata și mama în tot ceea ce am făcut, fiindcă mi-amintesc cu plăcere, acum, atunci n-am luat așa de plăcut, prin doar din clasa 10-a, sau 11-a, tatăl meu mi-a propus să lucrez pe un șantier. Era vacanța de vară, de tânăr, da. Foarte mulți dintre colegii mei lucrau în perioada de vară, își făceau niște bani personal și până atunci eu nu fusesem, dar în vara respectivă tatăl a zis, dacă vrei să pleci împreună cu colegii undeva la mare sau în concediu, în vacanță, te duci și lucrezi, îți faci banii tăi. Dar sigur că am optat imediat, mă gândeam că voi avea banii mei, ce plăcut va fi să ai tu banii tăi să faci ce vrei cu ei și așa am ajuns la secția L8 undeva prin gara. A fost efectiv o muncă de jos, atunci am învățat cum se face cimentul, cum se face molterul, cum îi spuneau atunci de jur, erau meseriași efectiv în jurul meu care m-au învățat cât nisip trebuie să pun, cât pietriș. Am lucrat o lună jumătate. Fizic, efectiv, lopată și muncă fizică permanentă și după aceea, într-adevăr, s-au câștigat niște bani mușei cu care am plecat în vacanță, dar tata, din momentul acela, a ținut tot timpul să-mi dea exemplu respectiv. Dacă înveți, te duci mai departe și conduci. Dacă nu, stai cu calții. Deci a fost o experiență... o experiență extraordinară și binevenită și care mi-amintesc și acum cu plăcere. Fiindcă, dincolo de munca efectivă, am învățat și am cunoscut niște oameni fantastici, am cunoscut mentalitatea unor oameni care asta făceau toată viața și au făcut toată viața lor. M-am prietenit cu mulți acolo și am rămas prieten până astăzi. Sunt unii care sunt, mult mai în vârstă acum față de mine, atunci erau cu vreo 5-10 ani, poate 15 ani mai mari, dar am rămas în relații deosebite și după ce, vremurile au trecut și am ajuns după terminarea facultății, ne-am reîntâlnit, veneau la mine, mă căutau sau îmi cereau un sfat sau poate i-am putut ajuta într-un anumit domeniu, deci am rămas într-o relație de prietenie frumoasă. Poate acea experiență a fost foarte bună, tocmai pentru că ați fost dumneavoastră și ați văzut la fața locului cum este, altfel decât dacă v-ar fi povestit. Dar poate nici n-aș fi crezut. Eu n-aș fi crezut cum este de fapt munca efectivă de jos, munca grea, fiindcă munca fizică nu este muncă ușoară și dacă nu o practici chiar absolut deloc, eu am copilărit, m-am născut la Bistrița, am copilărit la Bistrița, bunicii mei au fost bistrițeni din partea mamei, din partea tatălui din Mureș, n-am avut niciun fel de contact cu viața rurală. Și deci fost destul de ocrotit. Da, deci era toată viața citadină, viața normală, viața de oraș. Ori, luând contactul acesta, am început să învăț un pic ce înseamnă și altfel viața. Unde v-ați petrecut primii ani de școală? Unde ați urmat clasele 1-4 și dacă aveți o amintire din acea perioadă? Da, sigur, sunt ani mulți, frumoși, interesanți. Primii ani, vă spuneam, au fost la secția germană, școala elementară germană, așa îi spunea atunci, la actualul Colegiu Liviu Răbreanu. Am avut o învățătoare extraordinară, doamna Maria Drotev, nu mai trăiește, a plecat în Germania de mulți ani, soțul domniei sale însă este în viață și din când în când ne mai întâlnim, mai suntem încă doi colegi din fosta clasă a ei, suntem în Bistrița, toți sunt stabiliți prin Germania sau în state, dar a avut un mare rol în formarea noastră ulterioară, fiindcă a încercat să ne sedimenteze ideea tipic germană a programului. A un lucru făcut foarte clar de la ora cutare până la ora plecare. Puntualitatea care m-a ajutat enorm de mult în viață. Sigur că acest aspect era urmărit și acasă, dar concretizându-se și în școală, nu a făcut decât să creeze din noi niște oameni, nu trebuie să spun utili societății, fiecare acolo unde suntem astăzi, și eu și colegii mei care sunt prin alte părți ale lumii acum, dar care toți au făcut și s-au realizat într-un mod sau altul în domeniile pe care și le-au ales de-a lungul timpului. Amintiri
sunt multe, sunt lucruri frumoase care s-au petrecut în anii aceia de școală, dar poate sunt și destul de departe ca să-ți amintești exact un moment când s-a întâmplat în primele patru clase. Dar te că n-a fost ușor, a fost greu. Cum te-ați urmat secția germană? Mă închipui că nu erau foarte mulți care urmau la, în acea perioadă altă secție decât cea română. Așa este, erau puțin, dar tata avea o atracție deosebită pentru limba germană, vorbea limba germană și a ținut ca și eu să urmez această cale, să învăț limba germană. N-a fost ușor, fiindcă mi-amintesc că am avut colegi atunci care, intrând în clasa 1, au întâmpinat greutăți mari. Limba germană are diferențe foarte mari față de ceea ce înseamnă limba română. Și tocmai pentru... a fost foarte bine gândit. Tata a avut și el așa caracterul ăsta de neamț, de a sta foarte bine cu timpul și ce-l grămâi și-l organiza. Și ca totul să meargă bine, a avut grijă să mă trimite de mic la grădiniță, la secția germană. Am făcut secția germană, grădinița vis-a-vis de centru cultural, era secția germană... Cine se gândea atunci că veți trăi aici cea mai mare parte a vieții? Și atunci a fost începutul mai greu pentru a învăța limba. Locuiam undeva pe strada Logarilor de astăzi, pe lângă azilul de bătrâni, acolo era domiciliul nostru și proprietarea casei era tot o familie de nemți și ei țineau foarte mult ca eu să învăț limba germană și să ajung să studiez mai departe limba când va fi vremea. Dar atunci, la începutul, mi-amintesc că pentru a mă ține aproape de grădiniță și pentru a învăța și pentru a fi disciplinat și pentru a parcurge toate acele etape frumoase de grădiniță, mi-a creat o pușculiță sigilată și de câte ori eram dimineața punctual, ajungeam la grădiniță și înapoi trebuia să ajung, aveam un timp limitat. În 10 minute trebuia după terminare să ajung acasă. Dacă ajungeam acasă, în fiecare zi era câte o monedă care să strecuram. Și ce făceați cu banii adunați? Nu mai știu exact. Aveam libertatea de a alege ce vreau să fac cu ea, asta știu sigur, dar... Cred că mai mult era bucuria de a avea acea pușculiță. Da, erau ai tăi. Într-un fel te învăța și să cunoști ce înseamnă simțul proprietății, e al tău. Și aceasta se dezvoltă în timp. A făcut parte că și aceasta din educația totală care s-a urmărit de-a lungul timpului. În formarea mea, în ceea ce au gândit mama, tata și ce din jur. Vom mai discuta în detaliu în cadrul emisiunii despre perioada noastră de școală, liceu, facultate. Ne-ați arătat și câteva fotografii cu cei doi copii. Ai dumneavoastră, poate ni creonați pe scurt în această rubrică. Sigur, cu mare drag. Deci am doi copii, Doris, Dorian. Dorian a avut chiar în anul precedent, în 2009, s-a căsătorit. Are familia lui, mulțumesc. S-a stabilit la Arad, este absolvent al Facultății de Drept și absolvent și al masterului. S-a stabilit acolo, lucrează la o firmă în specialitate. Și cu toate insistențele și dorințele mele de a veni acasă, nu mai vine. S-a hotărât pentru Arad. Soția lui este prim-balerină și coregraf la teatru din Arad și totodată și psiholog, a terminat psihologia și au făcut acolo un cămin frumos, s-a stabilit în Arad. Doris este studentă, acum este la Cluj, studiază jurnalism pe specialitate limbă germană, urmează într-un fel. A terminat liceul german aici și după terminare a studiat un an de zile în Austria și acum este la Cluj la specialitatea jurnalism limba germană. Și sigur că viața întotdeauna este foarte lină, este cu multe asperități. În privința vieții de familie, eu mi-am refăcut familia, soția mea actuală este medic chirurg și de aceea vreau să spun, fiindcă mai avem o fată, este și fata mea, Iulia, care și ea este căsătorită de 2 ani de zile. Felicitări! Mulțumesc! Este stabilită în Cluj, este absolventă a Facultății de Filologie, a terminat specialitatea engleză, franceză și comunicare. S-a căsătorit, sunt clujeni, deci acum suntem acasă din așa familie mare, suntem doar noi doi, eu și soția, dar de sărbători ne adunăm toți. Tocmai îmi spunea soția, eu am propus